open, I feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să vă revăd! Astăzi continuăm serie episoadelor dedicate Sfântului Valentin. Și de data aceasta o să vorbim despre cadourile, însă astăzi o să le facem cu mâinile noastre. V-am pregătit câteva cadouri care se fac extrem de ușor și în același timp sunt foarte speciale. Primul cadou pe care noi o să-l facem este foarte versatil. Îl puteți oferi ca și cadou persoane iubite de Sfântul Valentin sau să-l folosiți ca și decor de ziua îndrăgostiților. Așadar, pentru primul nostru cadou o să aveți nevoie de o lumânare parfumată, eu am aceasta de la Sabon, un lipici, hârtie colorată și sfoară. Prima dată lipim sfoara de lumânarea noastră. Apoi, desenăm pe un carton o inimioară mică. Cam așa mi-a ieșit. Și apoi lipim inimioara de lumânarea noastră. Și cadoul este gata! Pentru al doilea cadou o să aveți nevoie de un plic simplu alb și același carton colorat roșu. Scrieți pe un bilețel cuvintele pe care de mult timp a vrut să spuneți persoanei iubite. Înainte să puneți bilețelul în plic, stropiți-l cu parfumul vostru preferat. O inimioară identică din carton roșu, ca și în cadoul precedent, lipim de plicul nostru. O să avem nevoie și de o panglică roșie pe care o lipim de colțul plicului. Agățați plicul făcut de ușa dormitorului vostru. Cu siguranță iubitul vostru va fi uimit să găsească o astfel de atenție în dimineața zilei de Sfântul Valentin. Al treilea cadou, după părerea mea, este cel mai special și de efect. O să aveți nevoie de astfel de baloane cu heliu, de hârtie, un pix și puțină imaginație. Scrieți pe 10 bilețele mici 10 motive pentru care iubiți persoana de lângă voi. Legați aceste bilețele de baloane cu heliu și lăsați-le să plutească în dormitorul vostru. După părerea mea, este un cadou special și extrem de plăcut. Acesta a fost episodul meu de astăzi, sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like ca să mă bucur, iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Nu uitați că mă puteți urmări și pe Facebook, pe Instagram. Eu vă mulțumesc din suflet că astăzi ați fost alături de mine și nu uitați să-mi scrieți un comentariu care dintre aceste cadouri v-a plăcut cel mai mult. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag! Pa, pa! Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.